bun găsit! Deconspirarea celor care vor să ajungă la putere și vor reprezenta viitorul Parlament este angajamentul principal pe care și l-a asumat Partidul Pro-Moldova în această perioadă. Chiar dacă au decis să nu lupte pentru fotolii de deputați în nouă legislatură, reprezentanții formațiunii au lansat o campanie în care îndeamnă oamenii să voteze cu cap. Despre motivele reale ale deciziei de a nu participa în campania electorală pentru anticipate, viitorul politic al formațiunii și dezvăluirile care urmează, vorbim în direct la emisiunea În centrul atenției cu președintele Pro-Moldova, Andrean Cantu. Domnule Cantu, bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-a regăsit! Domnule Cantu, Pro-Moldova săptămâna trecută a împlinit un an. Da. Deja în această perioadă am avut și vom avea două scrutine, cel prezidențial și alegerile anticipate. Cu prezidențial este clar de ce n-ați participat. Totuși, care este argumentul principal? De ce nu participați în aceste anticipate? Și pe parcursul acestei perioade, dacă v-ați convins că ați luat o decizie corectă? În primul rând, așa și nu este foarte clar de ce până la urmă atunci am fost descalificat și n-am participat la alegerile prezidențiale, fiindcă eu cred că noi atunci chiar am fost trișați de Comisia Electorală Centrală și de forțele politice care chiar le era frică de candidatul Andreea Cantu și de reprezentanții Pro-Moldova. Bine ați început menționând că echipa Pro-Moldova săptămâna trecută a împlinit un an de zile. Într-un an de zile, pe de o parte, am reușit să obținem o anumită experiență fiind în opoziție, ceea ce este complet diferit de a fi în guvernare, prin a organiza mai multe evenimente, mai multe campanii, cum a fost Dodon Pleacă, cum au fost alegerile prezidențiale, cum au fost ulterior tot ceea ce evenimentele care au precedat dizolvarea Parlamentului și, parlamentarele anticipate. Deci e o perioadă în care noi am reușit să învățăm câte ceva, dar în același timp nu suficient de mult să reușim să creștem pentru a arunca cumva mănușa unei noi provocări legate de alegerile parlamentare. Și de aici câteva motive de ce nu participăm la aceste alegeri parlamentare. În primul rând, se vede de la o poștă, cumva, dacă am spune așa moldovenește, că societatea este foarte divizată și foarte polarizată. Mai ales în această perioadă de timp, fiind foarte neutri și neangajați politic, foarte ușor vorbim cu oamenii și înțelegem că există un vot util. Mulți simpatizanți, inclusiv de alte partide, au decis deja să voteze, de exemplu, cu cei de la PAS, dacă e pe dreapta, iar alții își văd voturile pe stânga. Într-al doilea rând, considerăm că aceste alegeri mari schimbare nu va face. Într-al treilea rând, există toate premizele ca să mai avem alegeri anticipate în timpul cel mai curând posibil. Despre și aici asta mă refer vorbim la neapărat. Anul viitor, începutul anului viitor. Și toate acestea, plus că echipa încă nu este formată în întregime, noi nu acoperim toate raioanele, plus mai multe alte chestiuni tehnice, ne-au dus la aceea de a lua decizia de a nu participa în alegerile parlamentare și nu regretăm acest lucru. Iată că deja vreo 3 săptămâni de când am luat acea decizie și acel anunț și de fiecare dată, fiecare zi, apropiindu-ne de 11 iulie, tot mai motivați sau tot mai bine înțelegem că am luat o decizie bună la acea oră să nu participăm în aceste alegeri parlamentare. Și în același timp am decis, luând în considerare și experiența pe care o avem, mai ales în înțelege ce înseamnă o promisiune electorală adevărată și ce înseamnă o promisiune minciună electorală și cum se manipulează opinia publică, am luat o decizie oricum să fim activi în această campanie, dar prin a informa cetățenii cu referire la tot ceea ce se întâmplă în campanie, dar mai ales poziția concurenților electorali. Apropo, în privința cum unor apreciează probleme sau oamenii această campanie care se numește Votat cu Cap? Adică îndemnați oamenii să analizați cumva promisiunile sau angajamentele pe care își asume partidele în această campanie. Cum oamenii înțeleg în general care este miza acestei campanii? Și ce vă spun? Unii apreciază acest lucru și chiar suntem acostați cu întrebările ce să facem, cu cine să votăm, ce ați sfătuie aici, domnul Candu, sau iată, de exemplu, dacă dumneavoastră ați merge pe data din 11 iulie la vot, sau dacă o să mergeți la vot, cu cine ați vota.
Deci, dumneavoastră răspundeți chiar direct la această întrebare sau sugerați să, cu anumite propuneri în primul rând, abstract? În primul rând le sugerez să fie foarte atenți și să încerce cumva să-și identifice favoriții în baza unor analize și să citească programele electorale. Dacă vor și pot să ne asculte și pe noi, noi organizăm câteva sesiuni pe săptămână, dezbatem programele electorale în live-urile pe care le organizăm, în mod special în ziua de joi. Iată, săptămâna trecută am vorbit despre programele electorale pe domeniul economic, a partidelor, a 6 partide cele mai importante care au venit cu propuneri genul ăsta. Da, și chiar le-am dat, Exact, și chiar le-am dat punctaj partidelor, cine locul 1, locul 2, locul 3 și așa mai departe. Adică încercăm foarte neutru, deoarece nu suntem angajați. Sigur că fiecare din noi are și eu am viziunea mea politică și eu am anumiți favoriți probabil în această cursă, dar încercăm foarte neutru și neangajat politic să venim cu o anumită opinie în privința programelor electorale. Dar, iată, examinând programele electorale, ne dăm seama de ipocrizia unor concurențe electorale. Unii care au fost la putere în ultimii 2 ani de zile și aveau posibilitatea să-și îndeplinească promisiunile electorale sau ceea ce au ca viziune și n-au făcut-o. De și întrebarea credeți, este... oamenii atrag atenție la aceste promisiuni și citesc în general programele electorale ale concurenților? De la caz la caz. Sunt oameni care sunt interesați mai mult de politică și de tot ceea ce înseamnă viitorul prin prisma alegerilor, alegerea pe care o vor face pe data de 11. Foarte mulți cetățeni sunt dezamăgiți, supărați, obosiți, săturați de tot ceea ce înseamnă politică și promisiunile electorale, fiindcă ei văd același lucru întâmplându-se de 30 de ani de zile, în care foarte mulți exponenți politici au venit și au promis și n-au realizat. Și atunci oamenii zic că vor merge la vot în mare parte, dar decizia o vor lua în ultima sută de metri, vor să mai informeze. Cei care vor să informeze, se informează. Foarte mulți, de exemplu, vin în discuții și spun: domnul Candu, dar noi am văzut și am auzit și am văzut și mesajele dumneavoastră că nu participați. Dar cu ce ocazie sunteți aici în piață alături de noi, de exemplu? Și vreau să vă spun că piața e lucrul cel mai fain în care trebuie să meargă, cel mai corespunzător în care ar trebui să meargă politicienii câteodată, des. Fiindcă acolo poți să audă lucrurile chiar la firul ierbii de la oameni. Cred nu că și în sălele, acolo oamenii... Nu în sălele aranjate, organizate de primari, în care vin anumit număr de oameni, simpatizanți de un fel sau simpatizați de alt fel și trăiești cu impresia că, vai, ce susținere ai. Cred că și acolo oamenii vă întreabă totuși pe cine susține Pro-Moldova. Atunci când ați anunțat decizia de a nu participa în aceste alegeri, ați spus că încă nu îndemnați susținătorii voștri să susțină pe unul moment, sau pe altul. Pe moment, această campanie este desfășurată cu motivul clar de a informa cetățenii despre programele electorale și comportamentul electoral a concurenților electorale. Mai aproape de finalizarea acestei campanii, vom trage și noi concluzii ca și echipă pe cine susținem și cum să îndemnăm susținătorii și membrii noștri pe cine să voteze pe data de 11 iulie. Dar asta se va întâmpla cu câteva zile înainte de acel vot, deoarece până atunci, chiar dacă poate avem unele simpatii pentru unii sau pentru alții, vrem să vedem foarte clar cine cu adevărat merită și dacă merită. Personal v-ați decis pentru cine? Nu spuneți pentru cine veți vota, dar personal, dumneavoastră, ca cetățeanul Republicii Moldova, v-ați decis? Eu sunt încă într-o anumită enigmă. Eu pot să, luând în considerare unele promisiuni pe care le examinăm de fiecare dată și vedem comportamentul concurenților electorali, pot să tind spre aceea că, în general, voi merge la vot, dar probabil nu vom mai expune pe niciun candidat și voi vota pe toți sau pe nimeni, dar voi merge la vot. Și dacă continuă această ipocrizie, minciună și manipulare din partea concurenților electorale, o să facem adresare și cetățenilor să facă la fel. Nu să boicoteze alegerile, dar să meargă să-și expună această opinie de nemulțumire față de minciunile electorale. Fiindcă vă dau câteva exemple. Socialiștii au fost la guvernare 2 ani de zile, în ultimii 2 ani de zile.
Și foarte multe promisiuni care le fac acum puteau să le realizeze în 2 ani de zile. Și ei au fost permanent în guvernare în diferite coaliții. Ba cu blocul acum, adică Pași Platforma, da, ba cu Partidul Democrat, la sfârșit cu Șor, adică cu toate partidele din Parlament, cu excepția noastră, care noi tot timpul au fost în opoziție, ei au fost la guvernare. Și n-au făcut ceea ce au promis. Puteau să facă. Colegii de la PAS au fost în guvernare 6 luni de zile. Și au desființat mai multe proiecte sociale pe care astăzi iarăși le promovează. Sau vă dau un exemplu. Astăzi scriu un program electoral că vom reduce rata de TVA la Horeca. Uh-huh. Dar păi ei au fost cei care au majorat de la 10 la 20%. Acum ce v-ați apucat să reduceți la 5%? Sau tot felul de alte chestiuni. Dar încercăm să fim neutri, să vedem socialiștii care au fost la guvernare, ce promit și de ce n-au făcut și să-i criticăm. Să vedem unde sunt minciunile. Sau democrații care, iată că un an au fost la guvernare. Democrații au fost un an la guvernare și au avut ministrul economiei. Și când citești programul electoral pe promisiunile electorale pe economie, îți pui foarte mult semne de întrebare. Dar de ce un an de zile n-ați făcut acest lucru, mai ales în pandemie, în criză economică, când mediul de afaceri avea nevoie de ceea ce scriți voi astăzi? Ministrul vostru ce a făcut? Că eu în Parlament l-am întrebat, domnule ministru, să nu-i spunem numele acum, să nu-i facem publicitate. Dumneata, ce ai făcut? Dăm 3 exemple. S-a bâlbâit și n-a spus nimic. Sau cei de la Șor care spun că vor împânzi țara de fabrici și uzine. Dar prin decembrie, ianuarie, cam au fost tot timpul cu socialiștii. Și, bine, fabrici și uzine probabil era greu să facem 4-5 luni. Dar multe chestii care le promit astăzi puteau să le facă prin legislație în Parlament. Adică, pe de o parte, ipocrizie, minciune și manipulare, pe de altă parte, chiar și unde sunt proiecte, sunt propuneri bune, noi spunem, da, asta este o propunere bună, dar pentru ca să o realizezi ai nevoie de 1, 2, 3, 4. Partidul respectiv va putea să facă lucrul ăsta. Haideți să analizăm. Și prin acele discuții cu oameni, prin acele dezbateri pe care le facem online, prin chiar comunicarea cu oamenii la direct, în piață, pe stradă, la corturile pe care le avem noi instalate cu acest scop, de a comunica cu oamenii, foarte multe lucruri faine le ai în dialog cu ei. Mai ales când, când oamenii știu că tu nu le ceri votul. Eu nu vă cer votul, eu vreau doar să vă spun, să vă ajut, să fiu alături de voi, ca să împreună, iată, să discutăm despre asta, despre asta, despre asta și să vedem cum ce decizii se iei mai bine pe data de 11 iulie. De asemenea, ProMoldova a lansat și o campanie sau petiție cu îndemnul de a semna această petiție. Se numește Minim de Existență sau Capitulare. Adică dacă noul Parlament în jumătate de an nu va asigura minim de existență de 2100 de lei pentru toți cetățeni, atunci trebuie să fie dizolvat. Da. Cum este posibil de a asigura asta? Pentru că potrivit datelor statistice care noi am găsit, astăzi eu am găsit de la Ministerul Sănătății, că 25% la începutul anului 2020 au trăit la limita sărăciei. Adică este sub 2100 de lei. Da. Exact. Cum este posibil și de unde vor fi acești bani? În primul rând, în Constituția Republicii Moldova, noi avem Constituție din 1994. În Constituție scrie, statul Republica Moldova garantează un trai decent. Apoi, pe parcursul timpului, Parlamentul, Guvernul au descris ce înseamnă trai decent. Și au făcut un fel de calificare și un fel de formulă economică și au spus trai decent înseamnă să asigurăm un minim de existență. Sub această sumă, omul nu poate să existe. Și suma asta, la ora actuală, în baza formulelor economice și a datelor statistice, este de 2100 de lei. Da. Asta înseamnă că în Republica Moldova nicio cetățean nu trebuie să aibă astăzi mai puțin de 2100 de lei. În schimb, noi avem pensii de 600, 700, 800, 1000 de lei. Noi avem indemnizații pentru, de exemplu, oamenii cu nevoi speciale, care sunt de 600, 700 de lei. Noi avem salarii încă la stat pe anumite categorii sub această sumă de 2100 de lei. Problema este că legea spune, dar nimeni nu răspunde pentru asta. Nu există responsabilitate. Nu e nimeni pe care să-l trage la răspundere că asta nu se îndeplinește. Și atunci, care este instituția cea mai importantă care are, numește guvern sau face politici? Parlamentul. Haideți atunci să fim curajoși, să introducem o modificare în Constituție, o completare în Constituție. Pe lângă alte motive de dizolvare a Parlamentului, cum a fost în cazul ăsta când s-a format guvernul și am ajuns la alegeri anticipate, haideți să mai punem o sancțiune. În cazul în care orice cetățean al Republicii Moldova nu îi se asigură acest minim de existență pe parcursul a 6 luni,
Această persoană se poate adresa Curții Constituționale, spune, mie, în Constituție îmi scrie una, legislația îmi spune altă, dar e că n-am banii ăștia. Și se arată. Dar Curtea Constituțională tehnic, se examineze. Cum este posibil și din buget, având în vedere că avem mai multe probleme? Banii în buget sunt. Sunt doar, pentru a asigura? Doar trebuie să fie administrat corect bugetul. Prea mulți bani se cheltuie pe multe chestii care sunt inutile, mai ales în anumite perioade de timp. Pe perioada pandemiei, mai ales în perioada când a fost acel lockdown, a fost acea închidere din martie până în mai anul trecut, noi, Promoldova, am venit cu foarte multe propuneri de unde se găsesc banii. Și am găsit undeva aproape 3,5 miliarde de lei în bugetul de anul trecut. Inclusiv optimizarea cheltuielilor pe partide politice care primesc zeci de milioane de lei, cele care sunt în Parlament și nu doar. Din tot felul de achiziții, din tot felul de proiecte. Vă aduceți aminte anul trecut cum se făceau medalii de aur pentru anumite jubilee sau cum se făceau reparații la memorial? Sau când se cumpărau covoare și mașini în anumite raioane și consilii raionale aprobau astfel de achiziții în pandemie, în criză economică și când oamenii de fapt pierdeau locurile de muncă? Domnule Cantu, cei sunt. Care vă ascultă acum o să pună această întrebare. Totuși, Partidul Democrat, din care ați făcut parte până februarie 2020, a fost la guvernare și totuși nu a asigurat minim de existență tuturor cetățenilor. De ce nu era posibil atunci? Deoarece cât am fost în guvernare din 2016 până în 2018, sfârșit sau începutul anului 2019, Partidul Democrat oricum a asigurat atunci o anumită dezvoltare a țării pe anumite capitole. Zeci de locuri de muncă care au dat încasări în buget ca să pot să crești salariile, pensiile, s-au majorat, s-au dublat salariile pe alocuri, s-au crescut indemnizațiile, au apărut proiecte gen prima casă, fiindcă ăștia sunt bani din buget, care tinerii trebuie să poată să-și cumpere locuințe, iar statul garantează. S-au făcut investiții pentru prima dată din istoria de 30 de ani, s-au construit aproape 2000 de kilometri de drum, ceea ce niciodată n-a fost. Adică foarte multe lucruri, aduceți-vă aminte, mamele care primeau cutia pentru bebeluș la naștere, adică pentru naștere, indemnizația care aproape s-a dublat pentru mamele care nășteau, un doctor pentru tine. Ce a fost așa de rău în program un doctor pentru tine când mergeau doctorii prin sate și făceau investigații la oameni care poate niciodată nu au ajuns la doctor sau ajung foarte greu la doctor, că guvernările ulterioare au luat și au anulat acest program. Adică multe alte chestiuni se făceau în așa fel încât a completa sau compensa chestiunea asta legată de 2100 de lei. Dacă, de exemplu, s-a stabilit că pensionarii care au mai puțin de 2000 de lei primeau o indemnizație specială de sărbătorile de iarnă și de Paște. Asta era supliment la tot ceea ce înseamnă venitul acelor pensionari ca să ajungă la minimul de existență. Dar tichetele de masă care au fost introduse ca supliment de aproape 1.300 de lei suplimentar la salariu neimpozitat, iată, astea toate sunt acele care indirect, plus cu plus, ajungeau la cele 2.100 de lei. Uh-huh. În această campanie, unii concurenți electorali deja invocă presiuni asupra, de exemplu, oamenilor care vor să vină la întrevederile electorale cu ei sau din partea unor instituții de stat sunt anumite verificări pe care ei consideră drept presiuni. Dumneavoastră, vorbind cu cetățenii sau poate faceți analiză din ceea ce este în spațiu public, vedeți aceste presiuni din partea unor instituții a statului sau nu, este doar o victimizare? Nu, asta e victimizare. Oamenii din cu care am vorbit și iată deja e a doua, aproape treia săptămână de comunicare cu oamenii, n-am văzut presiuni că nu au voie să meargă la întâlniri. Probabil dacă e în timpul orilor de lucru și trebuie o anumită permisiune, probabil e mai complicat să pleci, mm-hmm. dar ai suficient timp și după orele de lucru să dai nas în nas cu unii agitatori electorali. Sâmbătă, duminică, foarte multe evenimente electorale se întâmplă în țară. Restricțiile la ora actuală nu mai există cele care au fost acum jumătate de an, când nu poți sta într-o sală sau nu poți să... Foarte multe se desfășoară în aer liber, iată că și timpul cât de cât s-a mai reparat și n-am văzut nicio restricție din punctul ăsta de vedere. Am văzut partidele care fac un fel de competiție de licitație și de titluri de știri mergând pe la Curtea de Apel 10 zile cu cerere de recuzare cu subiectul secțiilor de vot de peste hotare. Dar oameni care sunt nemulțumiți că li s-a îngrădit dreptul și accesul la informații și sau la întâlnirile electorale, n-am văzut. Plus că noi când suntem prin țară,
alături de cortul nostru mai sunt încă 4-5 corturi ale concurenților electorali. Și sunt agitatorii, și sunt pleanti. Totuși, și care e o libertate. Atunci, e o victimizare. Declarați. E doar o victimizare. Cumva partidele politice care nu reușesc să convingă alegătorul prin anumite promisiuni sau prin dezbateri, inclusiv televizate, care iată, înțeleg că de astăzi încep mai multe, caută o altă modalitate. Ori se victimizează că au avut probleme cu înregistrarea, că au avut probleme cu secțiile de vot, că au avut panouri prejudiciate sau stricate, că nu au avut acces la oameni. Astea sunt motive și motive. N-am văzut în această campanie electorală, cumva cam plictisitoare, până la ora actuală, trebuie să recunosc, n-am văzut oameni nemulțumiți. Credeți că urmează dezvăluiri, scandaluri spre sfârșitul acestei campanii? Sau să așteptăm și noi de la Promoldova anumite dezvăluiri în această campanie? Nu dezvăluirile legate de scandaluri interesează pe oameni astăzi. Oamenii sunt săturați și supărați de show-urile astea politice, mai ales ieftine, când în loc să spui omului ce vrei să faci cu adevărat și să-i demonstrezi, să-i spui exact, uite, fac asta în jumătate de an, după aia fac aia, după aia fac aia. Când ajungi la chestii de scandal sau de lupte clincine chiar corp la corp, asta e o chestiune urâtă care oamenii se uită 2 minute și după asta le silă și le greață de toate astea. Nu de dezvăluire are nevoie acum omul. El e atât de, cetățeanul e atât de supărat, săturat și dezamăgit că vrea să vadă o schimbare. Dar schimbarea nu o să vină din show-uri politice sau din dezvăluiri, de nu știu ce, scandaluri de pagini galbene sau de presă de bulevard. Noi avem câteva minute până la pauză și vreau totuși să vă întreb, ca să continuăm acest subiect după pauză. Care este, în opinia dumneavoastră, viitorul politic Pro-Moldova și totuși dacă această formațiune va mai participa în alegeri și va participa cu succes, cu un anumit scor? Surprinzător o să fie mulți. În primul rând, eu, în baza unor analize, am așa un sentiment și o presimțire, dar în mod obișnuit, când am presimțiri, n-am dat greș. Că alegerile acestea nu vor aduce nimic bun, că nu va fi stabilitate deloc, că va fi chiar instabilitate și că într-o anumită perioadă de timp vom ajunge iarăși la alegeri parlamentare anticipate. Că repetate sau anticipate, asta noi vom vedea pe parcursul timpului. Am așa eu presimțire că luna martie a anului viitor iar ne va prinde într-o febră electorală parlamentară. Sigur, în acea perioadă de timp, deja și cu o anumită experiență și cu creșterea echipei partidului, cu siguranță Promoldova va participa la alegerile parlamentare următoarele. Dar nu doar parlamentarele sunt importante. Un adevărat partid, dacă vrea să ajungă cu un anumit rol în politică și în clasa politică și viața politică de nu doar în Republica Moldova, trebuie să treacă prin câteva exerciții electorale. Iar alegerile locale sunt un test foarte bun pentru echipele locale, din diferite raioane pe care le ai, fiindcă tu identifici viitorul primar, consilierii locali, consilierii raionali, lucrezi cu comunitățile și atunci se formează echipa locală, tot ceea ce numim noi organizații teritoriale. Apoi și alegerile locale, iată că sunt peste aproape 2 ani de zile, un picuț plus câteva luni, octombrie peste 2 ani. Și apoi, în afară de asta, uitați-vă, repejor a trecut un an de zile deja din mandatul prezidențial, peste 3 ani cele prezidențiale, aproape 3 ani. Iarăși un motiv și un exercițiu pentru un partid. De aia, cine construiește un partid doar pentru un exercițiu electoral și nu se vede, nu-și vede viitorul dacă nu cumva este în Parlament, asta nu-i seriozitate. Sunt așa partide care participă în această campanie care au fost construite doar pentru un singur scrutin, foarte succes. Dar uitați-vă că sunt foarte multe partide în general care sunt pe hârtie astăzi, care participă, care apar doar în campanie electorală. În rest nu s-aud niciodată de ei. Absolut niciodată. Apar doar că în momentul în care trebuie să se înregistreze ca și concurent electoral, fac un pic de fum și zgomot și după asta dispar după alegerile parlamentare sau prezidențiale sau locale. Că la ora actuală s-au organizat câteva partide chiar cu câteva luni înainte de alegeri și au intrat în alegeri ca să, cred eu, mai mult un fel de, în limba engleză se numește spoiler, da, un fel de a rupe
și a disemina voturile ori pe stânga, ori pe dreapta? Există așa partide în această sigur campanie. Sigur că sunt. Sigur că bine, sunt. Continuăm subiectul peste câteva minute. Rămâneți cu noi. Suntem în direct la Publica TV. Invitatul meu este președintele Pro-Moldova, Andrean Candu. Domnule Candu, înainte de pauză, noi am vorbit despre posibilitatea noilor alegeri anticipate. După Constituție știm că dacă noul Parlament nu va putea numi un guvern... În trei luni de zile sau de trei luni nu va putea aproba nicio lege, atunci poate fi dizolvat. În opinia dumneavoastră, totuși, nu, niciun partid nu va lua majoritatea sau dacă nu va lua, nu va putea să se înțeleagă cu... altcineva să creeze o majoritate? Făcând-o puțin pe comentatorii politici și pe cei care analizează, sigur că dacă, de exemplu, PAS ia majoritatea, aproape că dispar cauzele de dizolvare a Parlamentului și trebuie să-și asume guvernarea 4 ani de zile. Și vom vedea cu această ocazie, deoarece mulți oameni au așteptări de schimbare, vom vedea cu această ocazie dacă se vor descurca sau nu. Că una e să fii în opoziție sau întotdeauna să cauți cine e vinovat și de ce n-ai putut să faci, și alta e să ai tot. Parlamentul, guvernul și președinția. Poftim. Să vă vadă o țară întreagă. Dar există probabilitatea că nu va lua PAS majoritatea. Cum la fel nu va lua niciun partid majoritatea. Și atunci va trebui să existe anumite coalizări și anumite coaliții. Și fiind rânza moldoveanului, precum știm noi, foarte mare și dură, știind unele încăpățânări și ambiții ale unora, s-ar putea să nu reușească în 3 luni de zile să formeze guvern. Și atunci, sigur, potrivit Constituției, președintele țării trebuie să dizolve Parlamentul deja la începutul lunii ianuarie, în cazul de față, fiindcă nu poate să dizolve Parlamentul 2 ori într-un an. Și atunci alegerile vor fi peste 60 sau 90 de zile de la dizolvare. Închipuiți-vă că, nu știu, haideți să mai facem un scenariu, că socialiștii cu comuniștii împreună cu, de exemplu, un partid gen Șor sau cineva încearcă să facă o majoritate și vin cu un candidat, așa cum au făcut-o și data trecută. Și președintele Maia Sandu zice, nu, eu nu accept acest candidat și nu vreau să am de-a face cu, cum a zis ea, dumneavoastră, a zis, frăția hoților, da? Nu vreau să am de-a face cu ei. Nu accept... Vin iarăși cu alți candidați, ăștia nu acceptă și respectiv se dizolvă Parlamentul pe același scenariu. Deci asta va însemna pentru țară, din punct de vedere economic, social, totuși parcă țară... am ieșit din criza pandemică, ieșim treptat, putem să spunem, dar se așteaptă, după cum spun specialiștii, un nou val toamnă. În primul rând, ține de pandemie. Într-adevăr, experiența și cazurile noi care sunt și experiența unor țări arată că în toamnă s-ar putea să avem un nou val, mai ales că apar tulpini noi, cum e cea indiană și care e foarte dură și am înțeles că nici o vaccin la ora actuală nu acoperă și nu protejează de noua tulpină. Într-a doilea rând, noi nu am revenit din punct de vedere economic și social. Bugetul e găurit sau e... la ora actuală, instituțiile se creditează, iau foarte multe datorii, se împrumută de la bănci prin vânzarea hârtiilor de valoare, respectiv avem o mare gaură în buget. Și presiunea mai mare va fi pe buget anume în luna septembrie, când trebuie să faci niște plăți, când trebuie să achiți, să ai mai mari costuri tot ceea ce înseamnă buget și s-ar putea să fie gaura asta mare din buget și greutatea asta, povara asta, să ducă până la aceea că, Doamne ferește, să nu avem bani pentru pensii și salarii, pentru minimul ceea ce este necesar. Și în acest context, noi deja am pierdut, iată, deja 6 luni de zile de tot felul de dezbateri, lupte politice, acum confruntare electorală și toate sunt cumva în administrarea unui guvern interimar, guvern care nu are puteri de decizie și țara nu este administrată, nu este guvernată. Puteri în oamenii nu simt, crește criminalitatea, economia nu există, face fiecare ce vrea cumva și oamenii și-au luat cumva viața în propriile mâini și nu mai se bazează pe stat. Și vacuumul ăsta de putere duce la tot felul de ilegalități inclusiv. Și asta nu poate continua la nesfârșit. Dacă noi, până la sfârșitul anului, iată că iarăși nu să avem guvern și iarăși instabilitate, asta sigur va aduce o mare
problemă pentru țară la nivel de dezvoltare, la nivel de... Și așa oamenii, cu cine nu vorbești, majoritatea tinerilor, în mod special, se gândesc spre ce din țară. Cei care sunt mai în vârstă au undeva, cumva, plan B sau plan C, că dacă nu mai rezistă sau nu mai reușește ceva, pleacă din țară. La copiii care sunt plecați sau la rudele care sunt. Și cea mai apropiată destinație este România. Am impresia că curând minoritatea basarabenilor de la Iași va deveni majoritatea. Și foarte multe afaceri se mută din Moldova în România. În România, în luna aprilie, dacă nu greșesc, al doilea loc la investiții directe străine a fost Republica Moldova. Și asta nu înseamnă că moldovenii au atâția bani și își extind afacerile în România. Asta înseamnă că își mută afacerile din Moldova în România. Dar când face acest lucru, asta înseamnă că se pierd locuri de muncă în Republica Moldova și oamenii o fac deoarece nu cred în țara lor. Nu cred în viitor, fiindcă în ultimii 2 ani de zile, ce au văzut ei? Criză economică, criză pandemică, criză socială, stat care nu le-a putut asigura locuri de muncă, afaceri, ajutor pentru afaceri, fiindcă din 2019 încoace, vedem doar confruntare politică, doar luptă politică și pentru cetățeni absolut nimic. Și doar ipocrizia politicienilor. Pentru a evita sau pentru a stopa aceste probleme, în opinia dumneavoastră, ar fi o soluție coaliție între bloc PCRM, PSRM și PAS? Evident că depinde de ei dacă ei se vor înțelege. Socialiștii parcă sunt deschiși, cum ei spun, pentru un dialog. Dumneavoastră, așa, o analiză abstractă. Credeți că este posibil ca să fie creată această coaliție pentru a evita noi anticipate? PAS a declarat că nu face coaliție cu comuniștii și cu socialiștii, dar noi declarații de genul ăsta și așa promisiune am mai văzut. Da. Le-am văzut în februarie 2019, când cum au ajuns în Parlament, au uitat de o astfel de declarație semnată cu sânge în fața întregii societăți și după asta, peste 3 luni, au uitat de astfel de promisiune. Cu regret, experiența, mai ales ultimele 2 ani de zile, ne arată cât de ipocriți și, haideți să spunem așa cum este, minciunoși sunt unii din clasa politică. La orice te poți aștepta. Sigur că pentru o anumită stabilitate sau creștere sau dezvoltare, este bine să fii stabil. Să ai parlament, să ai guvern, să ai președinție și ele să funcționeze sincron și sinfon, cum spunem noi, într-o ritm pentru binele țării. Dar cunoscând cum unii se trădează pe alții, cum Dodon trădează partenerii săi și niciodată nu își ține promisiunile, cum alții joacă aceste promisiuni, cum Vladimir Voronin știe foarte bine să manipuleze și să-i pună pe toți la punct și după asta să iasă el al treilea cel mai. Adică jocurile care eventual se vor încerca în contextul în care spune și în aceste aranjamente, până la urmă tot o să dea. Dacă chiar se vor înțelege la început, de exemplu la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii august, după ce se validează mandatele, se vor înțelege, în vreo 2-3 luni iar și o să explodeze ceva. Adică noi anticipate, în opinia dumneavoastră, practic sunt inevitabile după 11 iulie. Probabilitatea este mare. Uh-huh. Uneori există o anumită probabilitate mai mică că nu va fi, că există șansa să nu fie, în cazul în care 1, 2, 3 se respectă. Nu știu, e un partid de a majoritatea, se descurcă politic și economic și să guverneze țara și, bine mersi, trăim fericiți 4 ani de zile, în ghilimele. Pe de altă parte, probabilitatea este mare cunoscându-i foarte bine pe unii din ei, mai ales lideri de partide și conducerea acestor partide, în momentul în care Curtea Constituțională va valida alegerile, dar există scenariul că nu va valida, și un astfel de scenariu trebuie luat în considerare. În ce condiții ar putea să nu valideze? În condiția în care o să apară niște motive că e bine să nu fie validat. Cineva nu o să fie mulțumit de rezultat și o să vrea să repete aceste exerciții. Ar putea fi invocate și aceleși presiuni despre care... Aceleși presiuni, nu știu, finanțare ilegală a campaniei, încălcări electorale, ca să ajungă dosarul la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională să zică că, dar nu e Curtea Constituțională, mai pe nou decide tot. Să zică că, da, sunt motive să nu valideze ea încă o dată o repetare de alegeri. Dacă cineva care are anumite pârghii de control și presiune, pe control pe unele instituții, inclusiv pe Curtea Constituțională... Spuneți că aceste pârghii sunt. Sigur acum. Că sunt. Dar asta s-a văzut în ultimul timp, mai ales. Uh-huh.
Atunci, curtea de o să zică, da, într-adevăr, sunt motive, ia să nu validăm acum, am organizat pe jurul niște legeri. Dar cui va fi convenabil alegeri? Că să nu fie validate aceste alegeri și cine are aceste... Cel care eventual așteaptă niște rezultate foarte bune și nu o să le aibă. Haideți așa, ipotetic vreau să vă întreb, dacă ați fi participat în aceste alegeri sau, cum spuneți, veți participa în eventualele noi alegeri anticipate, totuși, aproximativ, vor fi aceleași partide. Cu cine Pro-Moldova ar putea să facă o coaliție? Vă vedeți într-o coaliție cu un anumit partid care are... În primul rând doar partidele pro-europene, dar doar bazat pe anumit program și plan clar de acțiuni și nu doar de vorbăreală și nu doar bazat în programele electorale și promisiunile false pe care le fac. Înseamnă că vorbim despre Partidul Acțiune și Solidaritate vorbim deocamdată. Partidul Acțiune și Solidaritate, vorbim de alte partide, inclusiv unioniste sau cele pro-europenii care își au chiar viziunea lor pro-europeană, care văd valorile inclusiv în relația cu România, dar oricum bazat nu doar pe ideologie și doar pe declarații sau pe programele electorale pe care noi, iată, le examinăm și vedem că multe din ele sunt foaie verde lobodă și nimic real acolo. Bazat clar pe un program de guvernare, bazat clar pe niște reguli foarte stricte de coabitare în coaliție, fiindcă am văzut alianțe și coaliții prin propria experiență. Și aieurile care au fost și ulterior am văzut cum s-au schimbat 3-4 coaliții în acest parlament care, iată, așa are ultimele zile de existență. Atunci când nu există sinceritate bazată clar pe unele, pe un scop și anumite acțiuni concrete, dar doar pe vorbe, toate acestea se sparg la un moment dat. Acum vreau să vă întreb despre starea lucrurilor la Partidul Democrat. Astăzi am văzut iarăși un scandal cu ieșirea unor primari din raionul Roșcani. Domnul Filip a ieșit în live pe Facebook și a declarat că de fapt doar unul singur om, o persoană a semnat această declarație, restul nu a semnat. Și spune că în spatele acestei declarații și acestor ieșiri din Partidul Democrat ar sta Eugeniu Nichifărciuc, fostul coleg din Partidul Democrat. Dumneavoastră, cum explicați aceste ieșiri din PDM și dacă, în opinia dumneavoastră, Eugeniu Nichifărciuc are vreo legătură cu aceste evenimente? Care legătură sau nu are legătură, chiar nu știu. Asta trebuie investigat și văzut. Că există unele nemulțumiri pe interior, probabil. Nu exclud acest lucru. Dar chiar dacă și eu am avut nemulțumirile mele în Partidul Democrat atunci când am plecat, consider că nu este corect o astfel de ieșire acum în campania electorală. O întrebare pur retorică, dar cei care sunt nemulțumiți și iată că au ieșit, de ce n-au făcut-o până la alegerile parlamentare? Să faci asta în campanie e de dublu ori mai grav ca trădare. Fiindcă asta ca și cum înainte de luptă, dacă ești nemulțumit, ești spui, eu plec. Și ai luat și ai plecat. Dar de pe câmpul de luptă să fugi. Iată când în campanie electorală echipa trebuie să fie consolidată, asta deja e de condamnat. Chiar dacă în echipa Partidului Democrat încă sunt oameni cu care comunic foarte des. Cu cine comunicați, apropo, din persoanele... La nivel de teritoriu. Nu mă refer la nivel de deputații. Chiar și de conducere uneori ne mai intersectăm în anumite... chiar și în teritoriu, dar așa, la bună ziua, ce mai face și mai departe. Dar totuși în acel partid am fost ani de zile și anumite relații le se păstrează la nivel de organizații teritoriale. Și ce vă spun oamenii din interior? De ce sunt nemulțumiți? Unii și spun că sunt indignați cumva de unele lucruri sau acțiuni care întreprinde conducerea, de fapt, domnul Pavel Filip. No, de ce oamenii sunt nemulțumiți? Oamenii întotdeauna au nemulțumiri. Haideți să spunem așa cum este. Întotdeauna sunt nemulțumiți. Doar acea nemulțumire contează ca permanent să existe o anumită comunicare cu oameni. Spui, da, uite, tu ești nemulțumit, sau hai să căutăm o soluție. Și încerci să cauți acea soluție. Și eu foarte des am spus că în echipa Partidului Democrat s-a creat o conducere care cumva ia deciziile într-un cerc foarte restrâns. Și nu există acea autentică și veritabilă democrație de care se vorbește foarte mult și noi auzim de la conducerea actuală a Partidului Democrat. Nu prea este adevărat. Dar acum nu este corect eu acum să discut foarte mult despre un concurent electoral.
nu-i frumos și nu-i corect. Mai ales că am zis că în această campanie o să fim neutre. Să se lămurească ei, eu condamn ieșirea colegilor, înțeleg, de la Râșcani au ieșit. De la Râșcani, astăzi. Foștilor colegi democrați care au ieșit astăzi de la Râșcani, condamn astfel de ieșiri, deoarece asta nu se face în campanie electorală, asta e o trădare chiar dură de tot. Dar totuși au fost influențați? Cum credeți acești oameni? Nu știu, de chiar dacă să fie influențați. Nu poți să ieși prin luptă politică, să fugi de pe câmpul de luptă. Uh-huh. Stai cu toate mulțumirile și nemulțumirile pe care le ai, stai și luptă până la capăt. Au mai rămas 3 săptămâni de campanie electorală. Ai răbdare 3 săptămâni și după asta ieși și declară ce ești nemulțumit, dacă n-ai avut curajul să o faci înainte de asta. De ce n-au ieșit până la campanie electorală? De ce n-au așteptat 3 săptămâni să iasă? Înseamnă că ceva nu e în regulă și că au fost convinși, că n-au fost convinși. Asta mai puțin contează. Gestul lor de astăzi, eu îl condamn, chiar dacă eu înțeleg că există motive să fie nemulțumiți. Putea să o facă până acum. În acest context vreau să vă întreb despre decizia care a fost anunțată ceva mai devreme de Dumitru Diacov, care a fost în acest studio acum o săptămână, de a nu participa în aceste alegeri, de a lăsa acest loc pentru un alt candidat pe poziția 5. Dumneavoastră ați fost surprins de această decizie și cum vă explicați? Iarăși, e o bucătărie internă. N-aș vrea să mă dau cu opinia, fiindcă undeva adevărul e undeva la fundul mării, undeva e la mijloc, cum zicem noi. E adevărat ce s-a spus, s-a declarat sau nu e adevărat? E o decizie a președintelui de onoare, domnul Diacov, de a da locul pentru altcineva din echipa sa sau nu, sau a fost forțat? Asta, acum, chiar ar fi incorrect să mă expun, acum, mai ales când ne privesc telespectatorii, alegători, viitori, inclusiv poate a echipei Partidului Democrat, și nu vreau să le schimb opinia acum prin motivația mea. Eu, cu echipa Pro-Moldova, noi am luat o decizie să nu participăm în bătăliile politice. Asta înseamnă să nu lovim în concurențe electorale. Asta înseamnă să vorbim despre programele electorale și să consultăm cetățeanul, să-i spunem, uitați-vă, fiți atenți, ăștia mint, deoarece 1, 2, 3, 4. Că ne plac, că nu ne place culoarea politică, că am eu, de exemplu, poate o confruntare mai dură cu Dodon, că îl consider așa cum el este, că nu aduce bine pentru țară și mai bine să plece complet din politică, așa cum a plecat din președinție. Și sunt foarte bucuros că am participat și am contribuit la aceea că au pierdut alegerile prezidențiale. E treaba lui. Dar când citesc programul electoral al socialiștilor, pot să vă spun clar, dragi cetățeni, unde e minciună și unde e adevăr și unde e adevăr care poate fi realizat sau unde e adevăr care nu poate fi realizat, dar ideea este bună. Dar pentru asta trebuie să faci 1, 2, 3, 4. Sau PAS-ul, sau PD-ul, sau platforma DA, sau ușor, sau USATE, ce spun. Dar asta înseamnă să fim alături de cetățean, fiindcă nu le cerem votul, și să le spunem opinia noastră, ce este adevărat și ce nu este adevărat. Iar dacă am să intru acum în detalii, bucătăria internă a unor partide, că nu știu cine a plecat fiind forțat de anumite dezvăluiri să plece pe listele PAS, de exemplu, sau ce se întâmplă pe interior la PD, sau ce dezvăluiri o să mai facă Cafcaliuc în privința la alții. Asta deja e show, asta deja e un picuț de murdărie și mizerie de care oamenii s-au săturat. Pur și simplu s-au săturat. Haideți să vorbim atunci despre subiectul deschiderii secțiilor de votare peste hotare. Mâine, aventură foarte frumoasă. Mâine Curtea Supremă de Justiție va examina contestarea CEC, care nu este de acord cu decizia Curtei de Apel. Totuși, în opinia dumneavoastră, această luptă, într-adevăr, deja între partide, cine pentru diaspora și cine poate împotrivă, dacă putem să ne exprimăm așa. În opinia dumneavoastră, totuși, câte secții de votare ar trebui să fie deschise? Nu numim un anumit număr, dar vorbim de la cifra aceea care a fost deschisă de CEC și ceea ce acum cere Ministerul de Externe, 190 de secții de votare. Cât în primul rând, această luptă este la fel o ipocrizie. Haideți să vedem cine luptă pentru secțiile de vot. PAS, Platforma DA, care au fost 6 luni la guvernare și au schimbat în Parlament legislația electorală. Întrebarea mea este, de ce atunci când au schimbat legea din sistemul mixt în sistemul actual, au făcut modificări,
De ce n-au fost de acord cu propunerea noastră de a stabili două zile de vot în diasporă? Fiindcă atunci nu ai nevoie de așa de multe secții, fiindcă ai o fluidizare și oamenii pot să vină sâmbătă să voteze, duminică să voteze. De ce n-au votat votul prin corespondență sau votul electronic, care în general ar fi presupus că nici nu-ți trebuie multe secții, sau poate deloc nu-ți trebuie, dacă poți să votezi din telefon. De ce nu se implementează acest sistem de vot electronic? Asta e întrebarea 2 ani de zile. De ce cei care au fost la guvernări și au avut posibilitatea n-au susținut aceste modificări? Mai ales că noi, Pro-Moldova, noi existăm de un an de zile. Dar proiectul nostru l-am înregistrat în vara anului trecut. Iată, un an de zile deja de vot în diasporă de 2 zile. De vot electronic sau votul prin corespondență. De ce nu s-a votat? Deoarece partidele, unele, care acum se bat cu pumnul în piept și mari luptători pentru apărarea inclusiv a diasporei, și-au adus aminte de diasporă la alegeri. Dar ceea ce s-a întâmplat în aceste o săptămână de zile de epopee cu secțiile de vot, n-a fost altceva decât partidele au decis să facă știri. Ei nu au altă competiție politică. Nu au posibilitatea să ducă să vorbească cu oamenii ce cu adevărat le propun oamenilor. Și atunci s-au întrecut la numărul de cereri de recuzare. Ați văzut, în fiecare zi, fiecare partid depunea câteva cereri de recuzare. Asta e situația în care cererea de recuzare duce la aceea că se întinde timpul, că întârzie timpul. Dar noi deja suntem în întârziere din punct de vedere a termenilor legali la nivelul decizii. Că există riscul că diaspora nu va putea vota, luând în considerare că termenele deja au fost depășite. Expirate. Deja termenele sunt expirate. Legea spune că cu 30 sau 35 de zile înainte de vot, de ziua votului, cum credeți, există acest secțiile de votare risc? Deja trebuie decise. Dacă se o iei strict potrivit legii și dacă se aplici litera legii ca atare, deja la ora actuală nu mai poți să deschizi secții de vot peste hotare. Asta ar putea duce la invalidarea legii? Și asta din ce cauză? Că partidele s-au întrecut la cereri de recuzare. PAS, Platforma DA, cei de la AUR, am văzut în fiecare zi, puneau cereri de recuzare. Adică, în loc să lase judecătorii să iau decizii, ca pe urmă eventual să o ataci dacă nu îți place, ei la Curtea de Apel au stat 10 zile. Și totuși, domnule Cantu, avem asta este un motiv minut de invalidare. Da. Dar, în general, trebuie create condiții cetățenilor care locuiesc peste hotare să voteze, indiferent de numărul secțiilor de vot. Și, în general, problema numărului secțiilor de vot niciodată să nu mai existe. Asta înseamnă să le oferi alte alternative inclusiv. Votul prin corespondență, votul electronic sau votul câteva zile la rând ca să nu mai ai problema secțiilor de vot. Fiindcă în fiecare, de fiecare dată când se ajunge la voturi, există o mare confruntare cât număr, ce număr noi să deschidem de această dată. Economic uneori nu ai posibilitatea să deschizi cât vrei. Și atunci trebuie să pui în balanță. Pe de o parte trebuie să le asiguri tuturor cetățenilor posibilitatea să voteze dacă vor să voteze. Pe de altă parte, noi nu putem, de exemplu, să deschidem 400 de secții de vot. Nu putem să deschidem secții de vot în fiecare țară, fiindcă în unele țări este restricție. Nu poți să organizezi secții de vot decât la consulat sau la ambasadă. Dar tu ai ori consulat, ori ambasadă, nimic altceva nu ai. Canada, Germania, pare mi se, este două țări care chiar nu poți să faci mai mult de 2 sau 3 secții de vot. De aceea trebuie fundamental de găsit o soluție. Dar politicul nostru fundamental nu gândește, dar gândește doar atunci când are nevoie de diasporă. Când e nevoie? La alegeri. Atunci hai să ne batem cu pumnul în piept, să mergem, să tragem de ușă la CEP sau la Curtea de Apel și să arătăm că de luptători haiduși suntem noi pentru drepturile cetățenilor care lucrează peste hotare. Domnule Cantu, asta tot ce noi am reușit să discutăm astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Și vă mulțumesc foarte mult și sper că cetățenilor le-a fost utilă multe informații despre campania electorală, care iată că tot mai mult crește. De fapt, nu prea crește în temperatură, nu știu, cam așa pasivă ea e ultimul timp. O să vedem ce va fi mai departe. O să vedem ultimele 2 săptămâni sau 3 săptămâni care au mai rămas până la 11 iulie. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Noi ne vedem cu voi miercuri la ora 18 la Publica TV. O seară bună!